Șeful statului Nicolae Timofti i-a rugat pe liderii PLD-M, PDM, PL, dar și pe cei din grupul Leancă să nu spună public încă numele candidaților nominalizate de el la funcția de premier. Despre aceasta a anunțat democratul Marian Lupu după o nouă întâlnire cu președintele țării. Atât Lupu cât și liberal-democratul Valeriu Streleț au spus că părțile au rămas pe aceleași poziții și acum ține strict de șeful statului să numească, cum prevede Constituția, un candidat. Și liderul PPM, Iurie Leancă, a declarat că de vreme ce partidele nu au venit la președintele țării cu un nume unic vis-a-vis de un potențial candidat, atunci Nicolae Timofti este acela care trebuie să facă uz de dreptul său legal. Leancă a mai spus că azi, până la sfârșitul zilei, Timofti ar putea numi un nume. Liberalul Mihai Ghimpo a spus la rândul său că de fapt unii nu și-au dorit formarea majorității pentru că anume candidatul lor să fie înaintat. A fost o anumită strategie care azi mâine va fi aplicată de Nicolae Timofti, iar eu mă refer aici la cei din PLDM, a mai spus Ghimpo. În același timp, la președinție a venit și fostul premier și omul de afaceri Ion Sturza, care nu a răspuns jurnaliștilor pentru ce se află acolo. 14 deputați comuniști au anunțat azi că părăsesc fracțiunea parlamentară a PCRM și formează Platforma Parlamentară Social-Democratică pentru Moldova. Printre deputați se numără fruntașii partidului ca Violeta Ivanova, Anatolie Zagorodne, Igor Vremea, Galina Balmoș sau Artur Reșetnikov. Ultimul a declarat că PCRM se află în inacțiune, iar poziția incertă a conducerii formațiunii duce la distrugerea acesteia. Anunțăm și detașarea noastră de PCRM. Nu mai putem tolera situația și dezamăgi oamenii care ne-au votat. Obiectivele noastre sunt depășirea actualei crize economice, politice și sociale din țară, depolitizarea instituțiilor de stat, fortificarea statalității și neutralității Republicii Moldova. Suntem deschiși pentru colaborarea cu toți deputații care împărtășesc aceste obiective. PCRM a rămas în Parlament cu 7 deputați. Am fost primii pe stânga, acum am rămas unicii pe stânga. PCRM și-a dat astăzi obștescul sfârșit. Eu încă în 2011 am semnalat problemele grave ale acestei formațiuni. Oare nu e un truc? Oare nu există acceptul lui Voronin pentru această separare? Pentru a oferi indirect voturi noului guvern. Așa a reacționat pe rețelele de socializare președintele PSRM Igor Dodon la plecarea deputaților din PCRM. Dodon a mai îndemnat structurile teritoriale ale PCRM să ia acum atitudine, să demonstreze curaj și înțelepciune politică și să adere la Partidul Socialiștilor. O reacție mai dură și acidă a avut-o și fostul așa numit creier al PCRM, Marc Tkaciuc, care a scris despre cei 14 deputați, folosind cuvinte destul de urâte că oare aceștia sunt acei care vorbeau cândva de trădare? Președintele partidului nostru, Renato Usate, a comentat și el că, în opinia lui, plecarea celor din PCRM a fost coordonată cu liderul formațiunii Vladimir Voronin. Am spus încă cu două săptămâni în urmă că dacă Plahotniuc nu va rezolva problemele cu votul tuturor deputaților din PLDM, atunci o parte din fracțiunea PCRM va pleca de la Voronin. Printre altele, cum nu s-ar văicăra Voronin, știu că totul a fost coordonat cu el. Ca partenerilor europeni să le fie mai confortabil, o parte din PCRM a fost numită Platformă Social-Democratică, care va și vota pentru premierul lui Plahotniuc, a mai scris Usatei. Președintele liberal Mihai Ghimpu, întrebat de jurnaliști despre noua platformă creată, a declarat înainte de întâlnirea cu liderii de partide de la Parlament că PL nu va face coaliție cu comuniștii, indiferent unde sunt aceștia. Totodată, liberalul Valeriu Munteanu s-a arătat mirat că printre comuniștii plecați l-a văzut și pe Artur Reșetnikov, care se pare că este rudă cu președintele PCRM Vladimir Voronin. Am rămas surprins, parcă ar fi rudă cu Voronin. Pentru mine chestiile legate de neamuri sunt sfinte, a spus Munteanu. Totodată, președintele democrat Marian Lupo a salutat crearea platformei parlamentare. Într-o declarație din numele PDM, Lupo a spus la un briefing că cei 14 deputați au dat dovadă de maturitate și responsabilitate. Mai mult, ideea creării unei platforme a fost sugerată anterior comuniștilor, chiar de democrați. Confirm că am adresat această propunere PCRM anterior. Nu de puține ori deputații din PCRM au votat inițiative pro-europene. Mă bucur de intenția lor, ori această platformă ar putea deveni un proiect politic oficial chiar în zilele următoare. Formarea unei platforme consolidate înseamnă automat și un număr consolidat de voturi și un suport consistent pentru noul guvern, dar și pentru alegerea șefului statului în 2016, a mai menționat Lupu. Acesta a adăugat că o primă întâlnire dintre democrați și cei din Platforma Parlamentară Social-Democratică pentru Moldova va avea loc în această seară, iar grupul de lucru din partea PDM va fi condus de nimeni altul decât Vlad Plahotniuc. Cel puțin o persoană a murit, iar altele au fost date dispărute duminică după ce un bloc din orașul Volgograd, Rusia, a fost distrus de o explozie la rețeaua de alimentare cu gaze naturale. Explozia a provocat un incendiu violent care a fost stins duminică după amiază. În urma deflagrației, 36 de apartamente au fost distruse, iar aproximativ 100 de persoane au rămas fără domiciliu.
În urmă cu 26 de ani în România izbucnea revoluția care a dus la înlăturarea regimului instaurat de Nicolae Ceaușescu. Manifestațiile au început la Timișoara și s-au răspândit la București. Revoluția din România, care a fost una sângeroasă, a culminat cu execuția soților Ceaușescu.